Acum o să cânt melodia Crizoniera. Da. Și băi, ia vino cu. Vino cu Alex să aflăm. Avem nevoie de tine. Vino cu Alexandru să aflăm de ce e prizonieră Mariana și ce cântați voi doi împreună. Deci, de ce e prizonieră Mariana? Pentru că e cea mai frumoasă femeie din lume. Și cine o ține prizonieră? Eric, și acum o țin eu. Mamă. Și fiți atenți, varza aceea este... Iată de mine. Aceasta e făcută de ea, exact. Bună? E super. Și ce mai face bine Mariana? Nu pot să vă spun că e prea devreme. E prea devreme? Eu oricum face totul bine. Mariana Calpa face totul excepțional. De nota 20. E, ia uzi Mariana, ești te laud. Pentru că o iubesc aia, o laud. Pentru că o iubesc, nu mai are loc. Am o gură mică, Mari. Vreau să ascult și eu un pic din prizoniera mea. Cine începe? Eu încep. Hai, te rog. Mari, hai să începem refrenul? Hai, da, și tu, Mari, un pic aici. Da, ce vom face noi? Și vom dansa mereu, așa cum am vrut eu. Tu nu mai poți scăpa, ești prizoniera mea. Ea e prizoniera de la castel. Din castelul Punteni, unde vă așteptăm cu toții. Ia zi, Mari, și tu, zi-mi două versuri. Like a thousand of me, like a ve. Vrei să vă mai cânt ceva? Da. Ia zi tu, Alex, dăm tu un... Ton, dar haide așa, stai să te... Să mai cânt ceva, dar ce, hai. Să cânt ceva de la Andra, că ți-e place foarte mult Andra. Da, ce? A, iubirea schimbă tot? Da. Nu, ce-ți place ție? Mai așa tradițional, că tu ești cu castelul, chestia aia pe care o cânti tu de populară. Da, haide! Omoară! Ia un bar și mă omoară! Păi dacă vă potriviți vocile așa bine, Alex, ia treci tu în dreapta mea lângă Mariana, să fiți aici, unul lângă altul. Așa? Știi Mărie și Mărioară? Eu nu știu, că mie nu-mi place populara, dar Mari îmi place foarte mult. El e mai modern. Ea este... Alexandra, tu și să cânti? Cătălina știe să cânte. Prizoniera mea, cântă și tu, strofa. Când lumea dispare, te situarea mea. Hai, vreau să auzi. Hai să cântăm când lumea dispare, te situarea mea. 2, 3 și... Când lumea dispare, te simt doar a mea. Așa. Poți să zic ceva, Alex? Îmi dai voie? Spun, normal. Chestia aia cu castelul, îmi dai voie? Da, te rog. Uite, îți mulțumesc, Alex. A, vă dau ceva în premieră, să știți că e ceva ce n-am mai dat până acum. Da, ok. Vă mulțumesc din suflet că mă acceptați ca să spun ceva ce n-am mai spus și ceva ce-mi doresc. Alex și Diana știu că eu am eu niște chestii. Da. Deci ce vreau eu să spun acum este că tot castelul meu și toată munca mea și tot ce am făcut eu până acum, până în secolul 21, Mariana Calfa, pictorița de la castel, donează săracilor de la casele de copii și de la bătrâni. De la zilele tot, de la bătrâni. Tot va fi donată statului, da? Așa e. Da. Păi și tu ce o să faci? Donezi după... Toată averea. Imensă. Banane. Mănânc banane și portocale. Și unde să stai? Și portocale. Unde-i portocala? Da. Eu mănânc banane și portocale. Da. Eu mănânc banane și portocale, eu nu vreau să fac copii și să mă... Tu ai fost regina circului acum ceva. Normal. Unde e? Păi da. Nu cred că ce o să faci? Ba iese, cum să nu? Nu, dacă donezi tot. Păi donează după ce nu mai trăiești. Eu ce să fac? Eu o să trăiesc cu frunze. Te iubesc? Și eu. Eu trăiesc cu frunze. Eu nu vreau să trăiesc. Eu vreau să mor cu frunze. Ok, până știi ce vreau să-mi deși mie să te uiți la cam, dar până atunci mă doresc cu frunze, fac sarmalele astea și pe platou, da? Așa zici, facem sarmalele astea, da. Și venim cu ele în platou, logic, da. Logic. Mâncăm toți patru. Logic! Și acum o să începem operațiunea prin care vom încerca să o convingem pe Mariana să ne dea și nouă măcar 10 milioane de euro dacă tot vrea dacă să nu doneze. 10 sarmale. Dacă nu 10 sarmale, da, bine ați venit la noi. Împreună cu Alexandru, am înțeles că bine v-am găsit. Așa pe scenă, să știți că avem mai mult de 10 Doamne, sarmale. Doamne, chiar ne-ai adus sarmale și da, milioanele sunt de desubt. Da, corect, logic. Da, aici se vede ceva în fășitură. Aici unde le-ai pus în pungi? Da. Ia zi-mi, ce sarmale sunt astea? Miros tare bine. Da, sunt calde, sunt calde. Sunt făcute bio. În primul rând sunt făcute din ciuperci. Din ciuperci bio de la tine din curte, nu? Dar nu ciupercile care cresc pe casă. Nu. Am și ciuperci bio în spate. Acolo am așa. Am și găini, deci cu ouă de la castel. Eu n-am auzit de sarmale cu ouă, recunosc. Nu, în Moldova așa se fac. Este de la prințesei. Se pun patru ouă la...
30 de sarmale. Și-s fix de la găinile tale, da? Da, da, da. Bun. Da, deci toate sunt bio. Și miroase și varza asta acră, așa bine, murată, varza nu? Varza e făcută la castel, murată bun. Acolo. În pivnița e... castelului, nu? Da, poți să-i dai sarmalele colegii noastre, că vrea să se apuce să mănânce. Da, așa, ca să nu-l ținem pe Alex cu ele. Mădărina poftă mare. Și după aia gustăm și noi. Cu siguranță toate sunt bio, toate sunt ok. Bravo, haideți să vorbim despre averea de 30 de milioane de euro. Să ne spui și nouă, în primul rând, de unde ai? De unde o am? Da. De la Dumnezeu. De la moștenire, da? Nu? De la Dumnezeu, de la Eric, de la mine. Da, da. Fii atentă, știi că un tablou, un tablou de al ei se vinde la 20.000 de euro. Păi da, dar până la 30.000 de euro. 60, 20, 40, 60, 60, da. Creat, ia? 60, 20, adică 60 a fost cel mai mare preț, dar 3 s-au vândut și cu 100 de mii de euro. Și în ce țară s-au cumpărat? În Franța, cele cu 100. Tot la vreun castel? În Germania, da, cam așa, adică tot case clasice unde, na. Așa și cât locul... din avere, să revenim, e de la tine, de la Dumnezeu și de la Eric, că ai păi spun imediat, da, ia. Deci de la mine cam vreo 15%, ca să nu mint, da? Da. Până la 50% de la Eric și restul de, din tablouri de peste tot unde s-au de la Dumnezeu, adică mai făcut o afacere bună, ce să zic. Da. Și mai fac. Și mai fac. Și mai vreau să fac încă un castel, de data asta în Brașov. Unul foarte mare. La mine mare. La Brașov. Da. Ce drăguț. Da. Da. Bun, zic că vrei să dai banii, nu? Da. Cui? Dar cum adică vrei să dai? De fapt, nu vreau să dau bani, vreau să donez tot ce am statului în scop caritabil pentru copiii de la casele de copii și vorbesc foarte serios. Dar nu mai bine te duci la casa de copii și donezi? Nu, 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 nu. Cum donezi? Nu, doresc să dau, da. Și statul știe ce trebuie să facă pentru că... Apoi dacă lași pe mâna statului, cu siguranță știe statul ce să facă. Da, deci se mulțesc banii ăia. Ideea. Nu, te duci mai da, bine la casa ideea de copii. Că toate astea se întâmplă după ce mori. Adică tu da, nu te da. Măriți, până nu faci folosesc, copii. Da, da. Și pe urmă nu mai vreau să fac statul, copii, nu mai vreau să mă căsătoresc, m-am schimbat. Dar zine de Eric, apropo de căsătorie. Eu unul îți mărturisesc că eu nu cred că el există. Dar mi-a zis că de când ne tot zici de 4 ani că... Și dacă vi-l aduc aici? Păi atunci o să te cred. Păi de aia te întâlnesc asta la zi. Tu, Alexandru, l-ai văzut pe Eric? L-am văzut în poze, oricum el e în România de o săptămână. Într-o poză l-ai văzut, nu în poze. Există un album întreg. Da? O să venim aici în exclusivitate cu albumul, să știți. Dar mai bine veniți cu Eric decât cu albumul și facem noi data viitoare. De ce spun asta că nu cred că există? Pentru că nu ne-ai arătat decât o singură poză cu el. Pentru că el nu vrea să devină cunoscut. Știți ce? Pentru mine o face. Auzite, eu dacă mă uit Alex, seamănă cu Eric. Da, chiar seamănă puțin, da, da. Seamănați un pic, chiar că seamănă. Auzite, două poze avem. Chiar că seamănă puțin. Dar stai un pic, că tu ești ceva important. Nu mai vrei să faci copil. Ultima oară când ai fost la noi erai hotărâtă da, să-i faci lui Eric un copil. Între timp nu mai vreau. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Nu știu, habar n-am. Ceva s-a întâmplat și am zis că nu mai vreau să fac copii, nu mai vreau să mă căsătoresc cu nimeni. Vreau să rămân cu Eric toată viața mea, dar e o relație și atât. Și ți-ai propus așa ca până când te reîntâlnești cu Eric, dacă tot e plecat la Sibiu, să te protejezi Alexandru, că văd că doar în brațe te ține. Păi da, e bani, meu. Dar chiar voi, cum v-ați cunoscut? Adică ce e între voi? De unde? Suntem frați spirituali, ne-am dat viața, ne-am dat viața. Doamne, e ferește! Ia mi-a dat viața mie. Ne-am dat seama că suntem dintr-o viață anterioară, da. Că suntem frați spirituali, foști, prezenți și viitori. De cât timp vă cunoașteți? De un an de și ceva. 15 mii de vieți. Nu. Da. Vă știți de bine, 100 suntem, de vieți suntem încoace. Familie de 4 vieți anterioare. Păi aia spun. Da, și urmează puțin, până la infinit. De acum înainte. Și cum ați descoperit asta? Am mers la astrolog. Aha. Am mers la 3. Ce zodii sunteți? Eu am mers la 2 și... Eu sunt berbec și ele scorpion. Scorpion. Da. Bun. Am înțeles. Și cu muzica? Avem pasiuni comune, fiți atenți. Ea este cea mai talentată pictoriță din Europa, iar eu acum sunt ucenicul ei. În cadrul următoarei expoziții, eu voi publica două, voi avea și eu două tablouri, voi avea două tablouri. Și urmează 4, 6, 8, normal. 10 și tot așa. Bine, la început intră modest, așa, da, spus că nu sunt două, la valoarea da? Marianei. Ce reprezenta tabloul pe care l-ai vândut cel mai scump cu 60.000? Este un... nud al meu personal la mare. Păi de aia spune așa, domne. Asta era. Nudul tău, păi da. Păi de asta. Da, tu acum ești la a doua melodie cu Alexandru, nu? Că ai mai avut o piesă cu 5 ani. Da, asta este a doua și urmează a treia Soarele meu și urmează încă una Disney și tot albumul. Așa. Și apoi albumul, tot albumul, da. Că în primăvară trebuie să avem piese de concerte, pentru că... Văd că Alexandru se tot bagă peste tine când vorbești. De cântat te lasă să cânti. De proiect, nu, de proiect și eu atunci mă bag. Ea e artista, ea e... Deci te lasă să cânti, nu se bagă și pe scenă, am înțeles. Păi nu, Alexandru mi-a dat toată forța din lume și cu Erica, să
știți. Adică până la urmă, cine e soarele tău? Și din piesa Alexandru sau Eric? Alexandru a compus această piesă, mi-o dedică mie și eu lui și el mie și tot așa. Eu nu știu de ce simt Eric, că la anul când veniți în emisiunea noastră, tu o să dorești să faci un copil cu Alexandru. Da, exact. Eu? Facem dacă ziceți voi, măcar așa pe desen. Pe hârtie. Dar vii cu Eric la noi data viitoare? Da, promit. Promiți? Deci promit, deci că nu mai vin aici Eric, fără Eric. Dacă nu vii cu Eric, o să dacă am promis de mai dăm, dar acum există. Da, deci data viitoare vin cu Eric aici. Și cu Alexandru, bineînțeles. Te-a supărat oare Eric cu ceva acum? Nu. Și de aia dintr-o dată nu mai vrei copil? Eu am evoluat foarte mult spiritual în ultima vreme și din ce în ce mai mult. Și mi-am dat seama că nu asta este important pe lume, să faci copii. Copii poate să facă și o femeie care doarme în vreun canal, care provine de la casa de copii. Adică nu e o șmecherie să faci copii. Nu asta este important. Dar care e șmecheria? Șmecheria este că eu m-am născut să fiu o persoană spirituală, să evoluez din ce în ce mai mult. Și misiunea mea pe pământ este una spirituală, să ajut lumea. Și dacă fac copii, trebuie să mă concentrez acolo și nu vreau. Vreau să mă concentrez și către univers. Și totuși ar fi copilul așa tău, este. Adică lași mai departe. Da. Sau ți-ai amintit de Eric când ai găsit cu un alt bărbat în pat și te-a supărat? Nu. A, vreau să vă dezvălui ceva, uite, acum l-ai prins în premieră. Nu. Deci a fost o poveste. Da, ne-o spui după ce cânt în câteva minute, după foarte scurtă pauză de publicitate, revenim. Pentru că revenim repede. Deci nu a fost pe bune? Așa cum am vrut eu, mă joc pe pielea ta.
Doamne, bravo, dar cine v-a ajutat la coreografie, vreau să știu eu. De unde atâta, doamne? Eric, iubitul, Maria ne-a ajutat. M-au întrebat colegii, tu, care e bucata pe care ai cântat tu? Că nu prea au auzit-o. Păi nu, că începutul e la Ale și curva. Eu când strofa, eu îi fac o dedicație. Eu ți-am zis că în oraș nici să cânte. Dar Eric nu e gelos? Că parcă prea apropiați sunteți. Ia uite, uite, ceva se întâmplă aici. Păi noi ne iubim foarte mult. Deci zine în două cuvinte povestea pe care voiai să ne-o spui cu Eric. Cu Eric? Ne iubim în continuare. Nu, înainte de melodie și de publicitate. Exclusivitate. Ai vrut să ne spui ceva, să vă spun pentru acum... noi. Când te-am întrebat, dacă ți-am amintit de momentul când l-ai prins cu un bărbat în pași, da, nu poți zic altceva. Da, exact. Am vrut să spun că a fost o poveste inventată de un regizor care este o prietenă de suflet și care i-a spus să inventăm. Și i-am inventat. Adică ne-ai mințit atâția ani. Da, v-am mințit și încerc să și vă iubesc. Cred eu că nici Eric nu există. Cred că am eu dreptate. Aha, și cu Eric. Dar asta Eric că ne există, spui, dar povestea este... Există, dar nu lângă tine, știi? Este inventat. Ne ajută foarte mult, Mari. Bun. Ca și povestea cu fantomele, toate sunt inventate. Clarificăm data viitoare când mai veniți pe la noi. Exact. Vă ajutăm cu Eric drag, mulțumim aici, Eric din poze, mulțumim. Data viitoare promit că vin cu Eric aici în carne și oase. Așteptăm să nu mai zică dușmanii că nu există Eric. Dar nu refer la voi. Nu în carne și oase gătit, mulțumim. Sunt mulți care spun că nu există. Mulțumim că ați fost pe la noi.